Într-un desiș din zona Râmnicu-Vâlcea se ascunde unul dintre cele mai interesante monumente naturale, Piramidele de România, sau cum le numesc localnicii, Râpa Ciuroaielor. Ciobanii care își mână turmele de oi prin aceste locuri și specialiștii care le studiază cu foarte multă atenție se bucură de fiecare dată de priveliștea turnulețelor, mai ales că piramidele sunt de fiecare dată altfel. Localnicii numesc locul La Ciuroaie. Nu e o denumire pe care o vei întâlni în paginile manualelor de geografie, dar descrie perfect sunetele care se aud aici în timpul ploilor torențiale, asemănătoare unui ciur care separă balastul. Încă se mai formează prin alunecări de teren și prin eroziune. Așa de când mă știu, așa sunt ele. Ciuroaiele, Râpa Ciuroii, spune. Timp de mii de ani, natura a sculptat peretele muntelui și a creat monumentul de pe Valea Stâncioiului. S-au format într-un complex de factori care au interacționat aici și au creat aceste frumuseți naturale deosebite. 9 la număr, râpele se dezvăluie doar celor curioși. Vizitatorii trebuie să se strecoare printr-un labirint de rocă multicoloră și păduri de fagi. Vara este o încântare să parcurgi această zonă. Și nu e deloc greu să-l crezi pe cuvânt. La rezervația geologică de la Goranu, declarată arie protejată în anul 2000, singurele piramide românești își așteaptă vizitatorii.